Una din cărțile tematice sunt Scara devenirii cristice și este miezul cărții Coloseni, partea aplicativă, în care practic Pavel cheamă biserica din Colose să dezbrace omul vechi, să îmbrace omul nou. Și atunci când nu ești dispus să dezbraci omul vechi, omul vechi își face lucrarea, exact ca și un cancer în trupurile noastre, ca și un virus, ca și o boală. Omul vechi încetişor începe să crească, să dezvolte, să ne mănânce tot. Și faptele firii pământești ne inundă viața. Nu știu dacă merge microfonul meu, da? Și de aceea cred eu că dacă vrei să rămâi în procesul sfințirii, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, trebuie să-ți iei oboseala, să vezi de ce faptul că te-a mântuit Hristos și de ce sfințirea inițială nu-i sfârșitul drumului, de ce după ce ai intrat pe poartă trebuie să umbli pe cale și ce se întâmplă pe calea trăirii cu Hristos. Dumnezeu a avut în plan să ne facă asemenea chipului Fiului Său și eu cred că până acolo toți avem încă foarte mult de mers. Și de aceea ce voi spune eu este doar câte ceva din cartea aceasta. Cei care doriți mai multe o puteți citi pe îndelete când aveți timp. Dar îl vedem pe Saul ratând procesul sfințirii, cu toate că ar fi avut posibilitatea asta ca oricare dintre noi. Samuel însuși îi spune, dacă ai fi ascultat, Dumnezeu ar fi întărit pe vecie scaunul tău de domnie, dar acum domnia ta nu va dăinui. Și afirmația lui Samuel mi se pare absolut colosală. Dacă el ar fi ascultat, Dumnezeu n-ar fi avut niciun fel de probleme să ducă mai departe linia împărătească pe linia lui Beniamin. Dar faptul că Saul a ales decăderea în loc de înălțarea, dragii mei, de aici a pornit toată tragedia din viața lui și pe urmă din istoria poporului lui Dumnezeu. Cei care ați fost cu noi ieri dimineață, am plecat de la afirmația lui Thomas d'Aquino, care spune că Dumnezeu a creat pe om altfel decât pe animale și pe îngeri. Animalele a creat doar trup, îngerii doar duh, dar omului a dat și trup și duh. Și dacă exista posibilitatea asta pentru Dumnezeu, de ce ne-a creat cum ne-a creat Dumnezeu pe noi? Dar din faptul că suntem și trup și duh și trupul este un cap de pod pentru lucrarea celui rău, când te atinge păcatul în trupul tău, Dumnezeu trebuie să-l arunce la vierm, să schimbe complex, să-l înnoiască, pentru că odată trupul atins de păcat intră în vria păcatului, în vria căderii. Dar când adaugi libertatea de alegere la felul în care ne-a creat Dumnezeu, asta face posibilă migrarea noastră sau mișcarea noastră în două direcții, în sus sau în jos. Fie ne înălțăm, fie decădem. Și aici este marea problemă. Alegerile noastre hotărăsc direcția în care vom merge. Dumnezeu nu calcă în picioare libertatea noastră de alegere. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că viața în general, și nu vorbesc aici de viața creștină, ci viața omului, pentru că toți am fost creați, trup și duh, toți. Duhul a fost trimis de Dumnezeu, s-a înfășurat în țărâna aceasta, pentru că Duhul a avut nevoie de un cal pe care să-l călărească, de o interfață ca să se raporteze la lumea materială în care noi trăim, dar într-o bună zi, se va rupe funie de argint, trupul se va întoarce țărână cum a fost, Duhul se va duce la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi venim și plecăm undeva și atunci întrebarea este ce căutăm în bucla asta fără șir a deșertăciunii? De ce ne-a trimis Dumnezeu pentru o vreme? Și vremea asta nu e foarte lungă, numai când ești tânăr ai impresia că viața nu se mai termină. Când ajungi la vârsta mea, îți dai seama că viața s-a și terminat. A plecat deja și îți mai rămân ceasuri de trăit. Și ieri am fost și eu ca voi, astăzi sunt, mâine veți fi și voi ca mine. Dar viața în general, spuneam, a oricărui om presupune o devenire. Deci este un proces. Și în devenirea aceasta avem două opțiuni. Asta este prima opțiune. Aici m-am născut, acolo mor. Alfa Omega este mișcarea mea prin spațiul acesta care se cheamă subsoare. Și dacă urc de la Ala Omega, atunci am ales
Din cele două opțiuni pe care Dumnezeu mi le pune înainte, am ales înălțarea. Și 2 Corinteni 3:18 vorbește despre asta. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și mă întorc înapoi și suntem schimbați, zice textul, suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Observați, în mod evident este o creștere, o înălțare, o devenire într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. 2 Corinteni 3:18. Dar dacă viața mea este inversă, toți ne naștem aici, dar dacă acolo este sfârșitul călătoriei mele pe pământ, tragedia este că am ales cealaltă opțiune. Am ales decăderea, coborârea, nu înălțarea. Și macazul este în mâna noastră. Cu alte cuvinte, Dumnezeu dându-ne libertatea de alegere, hotărârile noastre contează. Și asta o vedem foarte clar în lumina Scripturii. Iar am așezat viața lui Saul între istoria primară, primele 11 capitole din Genesa, și am luat personaj după personaj care și-a luat viața în propriile mâini și am văzut ce se întâmplă când te înstrăinezi de Dumnezeu. Și în același timp, am luat și principiul din Roman, capitolul 1, versetele 28-32. Și acolo Pavel spune ce se întâmplă când nu păstrezi pe Dumnezeu în conștiința ta. Dar ca să păstrezi pe Dumnezeu în conștiința ta, înseamnă că Dumnezeu a coborât în conștiința ta, a înscris legea Lui în conștiința ta, în conștiința oricărui muritor. Și de aceea, oricare muritor alege să-L păstreze sau să respingă pe Dumnezeu. Și dacă noi îl scoatem pe Dumnezeu, ne deșertăm în gândirea noastră, nebunim. Și de acolo încolo începe vria căderii. De acolo intrăm în această pantă coborâtoare de la A la Omega, dar de pe vârful muntelui, din prezența lui Dumnezeu în brațele celui rău. Saul a ales drumul descinderii, da? Drumul căderii, drumul coborârii, nu drumul înălțării. Și întrebarea este de ce? Aduceți-vă aminte de istoria lui. Este unul din Beniamiț, un om poate nebăgat în seamă, el însuși știe că ce-i familia lui în Israel, familia lui Chiș. Este uns în capitolul 9, este confirmat prin sorți în capitolul 10, este validat în capitolul 11, este lepădat în capitolul 13. De la fi uns de Domnul, și David îl numește, nu mă ating de el, este unsul Domnului, n-are decât să dea unsorile de pe el singur, dacă vrea. El l-a uns, el trebuie să-l pune deoparte. Dar Dumnezeu nu o face ca să-i acorde încă 38 de ani de așteptare. Da? 38 de ani de așteptare. Și dacă vezi doar căderea de la 9 la 13, lepădat pentru totdeauna dinaintea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu se retrage, Duhul cerului rău inundă viața lui. Și din această perspectivă te îngrozești când privești viața unui individ. E adevărat, este împăratul lui Israel, un om important, așezut pe scaunul de domnie al Domnului, cum se va spune despre Solomon. Cu toate acestea, când te gândești la câteva capitole, pui întrebarea care aveți înaintea voastră. Oare Dumnezeu nu s-a pripit lepădându-l pe Saul așa de repede? Ce vede Dumnezeu în viețile noastre și nu vedem noi și nu vede alții? Cu alte cuvinte, înclinațiile noastre, care nu le stăpânim din fașă, încotro vor duce. Dumnezeu știe încotro vor duce. Acum, harul este că atâta vreme cât trăim, avem nădejdea pocăinței sau posibilitatea pocăinței. Dar întrebarea rămâne, oare nu s-a pripit Dumnezeu? Ce trebuie să știm despre împăratul lui Israel? Dumnezeu niciodată n-a renunțat la poziția lui de șef, de autoritate ultimă. El vorbea încă din Genesa începând despre o monarhie, despre împărăție. Dar monarhia trebuia să rămână teocratică. Și aș vrea să citim împreună câteva versete, sunt cuvintele lui Samuel din capitolul 12, după ce a urmat validarea lui în capitolul 11 și în capitolul 12 el strânge poporul, el se mută de pe poziția de judecător pe cea de profet și îl împinge înainte pe împărat. Dar spune câteva lucruri despre situația din Israel, adică împăratul și poporul, împăratul conducea poporul, dar toți trebuia să stea sub umbrela autorității lui Dumnezeu. Capitolul 12, începând cu versetul 13. Iată dar împăratul pe care l-ați ales și pe care l-ați cerut.
Iată că Domnul a pus un împărat peste voi. L-ați ales, l-ați cerut, Dumnezeu v-a răspuns la rugăminte. Dacă vă veți teme de Domnul, dacă îi veți notați-vă rău condiționalele din text. Dacă. Da? Dacă îi veți sluji, dacă veți asculta de glasul lui și dacă nu vă veți împotrivi cuvântului Domnului, vă veți alipi de Domnul Dumnezeul vostru. Atât voi, cât și împăratul vostru, care domnește peste voi. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului și vă veți împotrivi cuvântului Domnului, atunci mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum a fost împotriva părinților voștri. Veți pieri și voi și împăratul vostru, spune Dumnezeu. Cine ar putea nega faptul că Dumnezeu nu renunță la poziția lui? Deși când poporul cere un împărat, Dumnezeu care le cunoaște inima, o inimă care vine de secole, dragii mei, prin perioada judecătorilor, răzvrătiri după răzvrătiri, e cea mai tulburată perioadă din istoria lui Israel. Dumnezeu îi spune lui Samuel, nu pe tine te leapădă, ci pe mine ca să nu domnesc peste ei. Cu toate acestea, indiferent ce face poporul, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. El rămâne împăratul, el rămâne autoritatea ultimă. Indiferent ce am făcut din planeta aceasta, istoria este în căușul palmei lui Dumnezeu și el o va duce la deznodământul hotărât de el. Și nimeni nu îi se poate împotrivi. Nebucadnețar, după ce își vine în fire, dragii mei, după 7 vremi de nebunie, aruncat afară din Nebucadnețar însuși, zice, Dumnezeu este... El poruncește oștilor cerului, locuitorii pământului sunt ca o nimica înaintea lui. El își revarsă mânia și cine poate să-i spună ce faci? El rămâne Dumnezeu. Ori elementul ăsta îl uităm, pentru că el nu se vede, împăratul vizibil este aici între noi și ne luăm după el și ne dă ogoare și vii, spune el slujitorilor lui, oare David va putea să facă așa ceva pentru voi? Și atunci, uitând de Dumnezeu, ne luăm după împărat și de obicei conducătorii poporului Israel au tras întotdeauna în groapă poporul. Așadar, Dumnezeu n-a renunțat la poziția lui de autoritate supremă. El a dorit o monarhie teocratică. Saul este primul împărat, Ezechia este ultimul împărat. Amândoi, dragii mei, catastrofă. Ezechia a tras după el toată istoria în groapa pe care Dumnezeu le-a vorbit despre ea, da? Și țara i-a vărsat din gura ei, așa cum a vărsat popoarele din jur. Cum s-a produs înstrăinarea lui Saul de Dumnezeu? Dați-mi voie să punctez doar lucrurile ca să mergem mai departe, să vedem ce a ratat în ultimă instanță Saul. Capitolele 13 și 14. Zice, dacă veți asculta glasul Domnului, dacă vă veți alipi, dacă îi veți sluji, astea au fost condițiile pe care Dumnezeu le pune. Aici Dumnezeu, imediat după moartea lui Moise, face o regulă. Preoția se ocupă de partea ei și împărăția de partea ei. Cu alte cuvinte, el rupe în două conducerea în Israel. Preoția de împărăție. Aduceți-vă aminte de Ozia, când a intrat să temuieze în templu, Dumnezeu l-a umplut de lepră. Și fiul lui a trebuit să fie coregent cu el și să guverneze, pentru că el era izolat de întregul popor. Ar fi trebuit să facă același lucru cu Saul. Dar suntem la începuturi, venind din perioada judecătorilor, este frământarea aceasta. Nu ne-am deprins încă cu seriozitatea cuvintelor lui Dumnezeu. Și Saul n-avea dreptul să aducă jertfă. Îl așteaptă pe Samuel, Samuel întârzie, cât întârzie? Păi n-a întârziat, dragii mei, 3 zile. Pentru că el nici n-a sfârșit bine de adus jertfa și Samuel a fost acolo și zice, ai lucrat ca un nebun. Da? Deci el nu ține cont de porunca Domnului. Ce s-a întâmplat? În mintea lui s-a întâmplat ceva și a inversat rolurile. S-a așezat în locul lui Dumnezeu. A călcat cuvântul lui. Lucru grav, un lucru foarte grav. Dar ca să înțelegi gravitatea faptelor lui, cobori în capitolul 14. Și acolo el dă o poruncă, o poruncă care n-are nimic a face cu cuvântul Domnului. Niciun bărbat să nu mănânce nimic până când nu vom câștiga bătălia împotriva filistenilor.
Fiul său nu știa de povestea asta și își vâră toiagul în ceva miere pe care o găsește în pădure și o bagă în gură. Era obosit. El câștigase bătălia împreună cu purtătorul lui de arme. Și întreabă pe Domnul și Domnul nu-i răspunde. Și el se tulbură și aruncă sorțul. Sorțul cade pe el și pe fiul său. Aruncă sorțul, sorțul cade pe Ionatan. Uitați-vă cât de serios e cu porunca lui și cât de neglijent a fost cu porunca Domnului. Viu este Domnul, că vei muri. Și Ionatan zice, voi muri. Și în momentul acela poporul sare, zice, nu. Ionatan a câștigat bătălia și Saul trebuie să facă un pas înapoi. Ei, dar elementul ăsta este în favoarea poporului când ne mutăm în capitolul 15. Pentru că acolo porunca era clară. Să nimicești pe amaleciți, tot. Oameni și animale. Și poporul vine și spune, nu, astea mai bune le păstrăm, le aducem. Și știți toată povestea. Când Samuel vine la el, zice, îmi pare rău, ai călcat, Dumnezeu te leapădă și dă să plece și se rupe pulpala, parte din haină. Și în momentul acela se rostește verdictul, Dumnezeu a rupt împărăția și o dă unui mai bun ca tine. Și în capitolul 15, dragii mei, ai joaca cu numele Domnului. Când e vorba de numele Domnului, Saul spune, știi ce, tate, haide și cinstește-mă înaintea bătrânilor mei. Cu alte cuvinte, numele meu să nu fie terfelit, chiar dacă eu am călcat numele Domnului în picioare. Te bați cu Dumnezeu? Întărâți pe Dumnezeu la gelozie? Ești mai tare decât El? Întreabă Pavel în Corinteni. Cu alte cuvinte, doar în câteva capitole vezi drumul pe care a pornit Saul. De ce anume l-a taxat Dumnezeu, l-a lepădat Dumnezeu? Când ne mutăm în capitolele 16, se întorceau de la câștigarea bătăliei împotriva lui Goliat și a filistenilor și femeile încep să cânte. Lui David îi dau zecile de mii, lui Saul miile. Când a auzit Saul, s-a mâniat foarte tare. Și a zis, lui David îi dau zecile de mii și mie miile, nu-i mai lipsește decât împărăția. Și de acolo încolo, dragii mei, invidia, mândria a dus la invidie, invidia a început să ducă la tot topoganul căderii lui. Mândrie, invidie, ură, frică, ucidere. Ce urmează de aici? Dragii mei, când ai intrat în această vrie a căderii, întrebarea este dacă te mai poate opri cineva. Da? Câtă vreme trăiești, dacă îți fii în fire și nu rostești pocăințe de suprafață. Am păcătuit, iartă-mă, da? Asta îi spune lui. Da, știi ce? Numele meu să nu se terfelească înaintea bătrânilor. Numele lui Dumnezeu realmente nu contează. Ei, în momentul acela, nici nu mă mir că ne mutăm în capitolele 16 la 19 și îl vedem chinuit de Duhul cel rău. Textul spune trimis de Dumnezeu, pentru că naratorul știe că Dumnezeu este autoritatea ultimă, nu se întâmplă nimic fără știrea lui. El înhamă chiar și pe dracul la căruța lui, spune Scriptura. Și atunci vezi că după ucidere Saul ajunge în brațele celui rău, chinuit de cel rău, dragii mei, și până la urmă îmbrățișat de cel rău, după ultima lui încercare de a afla voia lui Dumnezeu, chemând morții, chiar când, călcând din nou porunca Domnului, când vine la femeia aceea, îi spune, dar știi că Saul a zis, jur pe numele Domnului că nu se va... Să jur pe numele Domnului că dacă tu calci porunca Domnului, va fi bine? Wow! Cât de mult se pervertise inima lui Saul în toată povestea asta. Uitați-vă la textul din Luca, aici este principiul, l-am amintit și ieri. Domnul Iisus vindecă un îndrăcit și îndrăcitul stătea liniștit în mijlocul poporului și o voce din spate zice, scoate dracii cu degetul lui Belzebul. Și Domnul Iisus zâmbește și le spune, oameni buni, da? Stați și judecați puțin. Dar că Belzebul luptă împotriva sa, cum va dăinui împărăția lui? Iar dacă fiii voștri scot dracii, vă întreb cu cine îi scot? Iar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. După care el dă pilda cu casa. Când cel tare era duhul necurat care stăpânise pe tânărul din care a scos duhul necurat. Când cel tare și bine înarmat își păzește averile, toate sunt în siguranță.
Dar dacă vine unul mai tare decât el, îl leagă, ia armele și îl scoate afară din casă. După care Domnul Iisus Hristos, pentru că pilda se referă la omul care tocmai fusese vindecat, se referă la mine, la tine, noi am fost creați să fim o casă, dar putem fi locuiți de diversi locatari. Și diversi locatari dispută dreptul de a fi în casa noastră. Gândiți-vă numai la cei mai brejucenici ai Domnului Iisus. Petru are o extraordinară revelație. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul Iisus zice, mă duc la Ierusalim, voi fi dat în mâinile bătrânilor și răstignit. A treia zi voi învia. Petru nu mai auzit și a treia zi voi învia. Îl ia deoparte și să te ferească Dumnezeu, Doamne, să întâmple așa ceva. Aceeași poveste s-a așezat deasupra lui Hristos. Și Hristos se uită la el și spune, înapoi a mea, Satanul. Cum se poate să ai din partea lui Dumnezeu o descoperire și în momentul celălalt să fii o mănușă în mâna celui rău? Cum se poate? A, dar gândiți-vă la ceilalți, la Iacov și Ioan. Au mers în Samaria să găsească un loc de poposire pentru Hristos și samaritenii i-au respins. Și ei mânioși vin la el și aduc aminte de Ilie care a cerut foc din cer. Și Domnul Iisus spune, nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Nu știți de ce duc. Cum adică? Noi, ucenicii tăi, putem fi călăuziți de un alt duh? Acum vă las pe voi să răspundeți la întrebare. Dar principiul vine în versetele 23 la 26. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește. Poate toți știți textul pe din afară, dar ceea ce mă surprinde pe mine, și asta ultima parte, cine nu adună cu mine, risipește. Ce risipește cine nu adună cu mine? Ce risipește ceea ce cine nu adună cu mine? Puneți înapoi lucrurile în context. În context, ce a adunat el? Prin puterea lui a scos afară Duhul necurat. Acum casa era goală, Hristos cel mai tare a intrat în casă. Și zice, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cu alte cuvinte, trebuie să conlucrez cu Hristosul care a venit și te-a eliberat și te-a iertat și ți-a curățit viața. Trebuie să conlucrez cu El pentru că nu s-a terminat toată povestea, abia a început împărăția să lucreze în mâna ta. Și când El spune cine este cu mine, este împotriva mea, când cineva este împotriva lui, El se retrage. El e un gentleman. Casa n-are puterea asupra celui tare, dar îl poate scoate afară pe cel mai tare. Și asta este teologia care se desprinde doar din acest singur verset și acum vine cu consecințele. Cine nu adună cu mine, adică cine nu conlucrează cu mine în ducerea mai departe a lucrării împărăției în viața lui, risipește până și ce am adunat eu. Până și cel mai tare pleacă din viața mea. Și pe urmă, tot textul care continuă vine și explică povestea asta. Aici este vorba de o risipire foarte serioasă pe plan spiritual. Ce Duhul necurat când a ieșit din om, umblă prin locurile fără apă, căutând odihnă. Duhul necurat când a ieșit din... Dar cum a ieșit din om Duhul necurat? A venit unul mai tare decât el, l-a legat și l-a scos afară, da? Țineți minte pe Gadarean și îndrăciții și cel care vorbea cu Hristos. Cine sunte? Oh, care-i numele vostru? Legiune. Dă-ne voie să intrăm în porci. Dar cine este Hristos de poruncește duhurilor necurate? Este cel mai tare. Duhul necurat când a ieșit din om umbră prin locurile fără apă și nu găsește odihnă. Fiindcă nu găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea o găsește? Măturată și împodobită. Goală, măturată și împodobită. Da, cum de s-a golit? Unde-i cel mai tare? Că Duhul n-a ieșit de bunăvoie din casă? Cineva trebuie să-l scoată afară. Și acel cineva a fost Domnul Iisus Hristos. Contextul este evident, nu putem nega lucrul acesta. Dar cum de este goală, măturată și împodobită? Observați, a început o lucrare în casa respectivă. Dar s-a întâmplat ceva, nefiind cu Hristos, neconlucrând cu El, neadunând cu El, Hristos se retrage. Și atunci se întâmplă ceva. Atunci se duce de mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă a omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi. Wow! Și ăsta este, sunt implicațiile înstrăinării de Dumnezeu. Când te uiți la Saul,
este din rău în mai rău, 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 până când ajunge în brațele celui rău, dragii mei. Nu doar muncit de Duhul celui rău, ci folosit de Duhul celui rău, fără milă, omoară o cetate întreagă de preoți nevinovați, femei, copii, o cetate întreagă, fără milă, fără milă. Imaginați-vă, ar fi dat orice să-l nenorocească pe David. L-a lovit sau a încercat să-l omoare cu sulița de câteva ori. A pornit după ea. David spune, ai pornit ca după potârnic în munți. Cine sunt eu? Să consumi atâta energie pentru mine. Dar toate astea sunt datorită lucrării Duhului celui rău care a intrat în el. Viața oricărui muritor presupune o devenire. Și eu cred că niciunul dintre noi nu stăm pe loc. Dacă ai născut un copil și nu crește, fugi cu el la medic, să vezi. Când am avut și noi un cântar de la și am tot pus pruncul pe, să vedem cât o mâncat, cât o crescut, cum e Marius. Așa e și la voi, și la al patrulea. Așa e la toată lumea, da? Așa e la toată lumea. Deci presupune o devenire. Totul, mai ales acum e primăvară, totul devine, totul crește, dragii mei. Nimic nu stă pe loc. Tot ce stă pe loc, eu iau foarfeca, toporul și tai afară, că e uscat. N-are viață în el, da? N-are viață în el. Mi-a părut rău. Au trebuit să tai afară ceva când primăvara era ca o claie galbenă de flori. Nu știu de ce s-a uscat. Trebuie să o tai afară toată. Viața presupune o devenire. Și în devenirea aceasta există două opțiuni. Fie te înalți, fie cobori. Fie cobori. Și Saul a ales panta descendentă, da? Panta descendentă. A ales această îngropare din ce în ce mai mult în planurile celui rău. Și el a devenit o mănușă în mâna duhurilor răutății care au venit peste el. Peste el. Șansa ratată de Saul. Oare ar fi putut fi altfel? Păi eu spune Samuel, dacă ai fi ascultat, Dumnezeu ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Wow! Păi ce spune el? Dacă ai fi ascultat, Dumnezeu ar fi întărit pe vecie domnia ta în Israel. Observați ce a ratat el? Când neascultarea a schimbat balanța și în loc de ascensiune este o cădere, o decădere, o coborâre, o afundare în moarte și în păcat. În Efeseni, capitolul 5, ca să înțelegem șansa pe care a pierdut-o, versetele 1 și 2, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, dar pe el nu-l vedem. Și atunci Dumnezeu s-a întrupat între noi și aici a cortuit printre noi, plin de har și de adevăr, și am putut să privim slava lui, frumusețea lui, tot o slavă ca singura slavă. Ca slava singurului născut din Tatăl. Și observați în ce constă această slavă. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Hristos s-a văzut prins între noi, biserica lui și Tatăl. Și textul nostru ne spune că prioritatea întotdeauna o are Tatăl. Da? Și atunci, tot ce a făcut Hristos pentru noi, a făcut de dragul Tatălui, ca să împlinească așteptările Tatălui. Dar pentru asta sunt obligat să mă întorc la planurile Tatălui, pe care le-a alcătuit triunul Dumnezeu în sine însuși, da? În sine însuși. Și scopul iubirii lui Hristos a trebuit să împlinească așteptările Tatălui. Scopul iubirii lui Hristos se identifică cu așteptările Tatălui. Ori în Efeseni, capitolul 1, spune că în El Dumnezeu ne-a ales înainte în temerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Dumnezeu, înainte în temerea lumii, a avut un plan. Dumnezeu a predestinat haina de nuntă a miresei lui Hristos.
Nu indivizii care vor purta haina de nuntă, ci haina de nuntă a miresei lui Hristos. Cum trebuie să arate mireasa lui Hristos? Sfântă și fără prihană înaintea lui. În termeni care se înțelege mai ușor, compatibil cu sfințenia lui Dumnezeu, ca să nu fim arși de sfințenia lui, că este un foc mistuitor. Și asta a avut Dumnezeu în minte înainte de întemeierea lumii. Ori haina de nuntă este asemănarea cu chipul Fiului Său. Asemănarea cu chipul Fiului Său. Ori pentru asta trebuie să aleg cealaltă opțiune. Opțiunea înălțării. Opțiunea devenirii cristice. Scara devenirii cristice, să urc și să îmbrac într-un fel neprihănirea lui Hristos, să mă las transformat într-un chipul și asemănarea lui Hristos. Ce-a făcut Hristos ca să realizeze acest scop, să împlinească această așteptare a Tatălui? Care este lucrarea iubirii lui Hristos pentru biserica lui? S-a dat pe sine însuși pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva, de felul acesta ce sfântă și fără prihană. Observați, iubirea lui Hristos s-a materializat în acțiuni concrete care împlinesc voia Tatălui și care ne aduc pe noi înaintea Tatălui, sfinții fără prihană. Și dați-mi voie să iau doar ce scrie acolo? Imperativul sfințirii. Să iau doar câteva versete să vedeți că sfințirea sau această mișcare, această devenire nu este opțională. Cu alte cuvinte, nu știu cine a indus în mintea noastră că stai și te frămânzi. Să vin, să nu vin la Hristos, să-L primesc, să-L mărturisesc, să nu-L mărturisesc și când în sfârșit îți iei inima în dinți și ei și scrii numele acolo și până mă vine catecheza și botezul și după ce ai intrat în apa botezului, that's over. Mi-am cumpărat biletul de avion spre cer. Este o minciună, dragii mei. Dar capătul drumului se măsoară și se numără bobocii, nu la începutul drumului. Abia de atunci începe lupta în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că abia atunci am întărâtat pe diavolul la gelozie și face orice să ne smulgă din mâna lui Hristos, să ne lepădăm de El. Face orice. Și ne aruncă momeala ca Domnul Iisus, dragii mei. Pâine un pic mai bună, o leacă mai multă cinste și onoare, ca toată lumea să plece înaintea noastră și să domnești peste toate împărățiile pământului. Cam la atât se reduce toată povestea în viața asta, dacă te interesează doar oferta celui rău. Dar care este imperativul sfințirii? În Evrei, capitolul 12, versetul 14, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, citiți cu mine cu voce tare, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Acum, dacă v-aș lăsa lângă un singur verset și v-aș pune o întrebare, este opțională sau obligatorie? Ce ați răspunde? Obligatorie, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Cu alte cuvinte, să am în mintea mea ideea că am intrat în apa botezului, sunt scris într-un catastif și dacă cineva se supără pe mine că n-am mai venit de 12 ani încoace, e treaba lui, dar ce ai tu cu mine? Da? Ce ai tu cu mine? Păi n-am nimic cu tine. Hristos are ceva cu tine. Pentru că sfințirea, dragii mei, se întâmplă în contextul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru asta. El știe toate luptele noastre și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânilor care sunt în locurile cerești. Și atunci, când mă izolez de biserică, de trupul lui Hristos, când am timp pentru cuvântul lui Dumnezeu, am luat din mâna Duhului Sfânt instrumentele cu care poate lucra sfințirea. Și vin alte duhuri. Dragii mei, Duhul necurat este acolo ca în viața lui Saul, automat, pe crăpătura pe care am lăsat-o, el vine și se stăcoară. Și de acolo încolo, el nu vine decât să fure, să junghie, să prăpădească. Dați-mi voie să iau încă un text pentru a sublinia importanța vitală a sfințirii, faptul că sfințirea nu este opțională, ci obligatorie. Așa începe Petru, primele două versete. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul.
după știința mai dinaintea lui Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultare și stropirea cu sângele lui Hristos. Salutare! Har și pace! Și cu asta așa și începe epistola Petru. Dar el, și de obicei apostolii, și pe Pavel face la fel, în introducerea lui, el adună mesajul epistolei, în introducerea lui. Toată doctrina alegerii este într-un verset. Pentru că mai întâi sunt destinatarii, apoi este miezul acesta, care e doctrina alegerii, și salutul, har și pace. Cu asta încheie el versetul 2. Dar dacă mă uit doar la structura textului, aleși către aleșii, ce știu Dumnezeu după știința mai dinainte? Că vor fi împrăștiați sau că vor fi aleși? Well, cu siguranță alegerea e mai importantă decât împrăștierea. Pe tot pământul ăsta oamenii sunt ai lui Dumnezeu. Indiferent unde te duci, poți trăi cu Dumnezeu pentru că Dumnezeu este peste tot. Dar aleși după știința mai dinainte al Dumnezeu prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Observați, alegerea este prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, este instrumentul. Știți ce spune Domnul Iisus? Mulți sunt chemați și puțini sunt aleși. Cum se poate? Chemați mulți și puțini aleși. Pentru că Dumnezeu a predestinat doar pe unii? Nu, dragii mei. Pentru că au refuzat instrumentul prin care alegerea se materializează. Și textul ar putea să continue. Sfințirea aceasta este spre ascultare, iar dacă ascultarea s-a frânt, avem soluție în sângele lui Hristos și spre stropirea cu sângele lui Hristos. Petru e un evreu, are carte Exod înaintea lui, ori el știe că ieșirea din Egipt este continuată cu darea legii și pe urmă cu cortul întâlnirii. Ori legea a fost dată ca să fie spre ascultare, da? Dar ce se întâmplă dacă ascultarea, ce mare lucru că Dumnezeu ne-a dat, ce cortul întâlnirii? Să putem veni, să ne mărturisim păcatul, mijlocirea marelui preot și a jertfei să rezolve problema și suntem reașezați în planurile, în relație cu Dumnezeu. Deci, suntem aleși după știința mai dinainte, dar ce-a știut Dumnezeu mai dinainte? Pe cine alege și pe cine nu? Sau pe ce bază alege pe cel pe care îl alege? Ori textul, când mă duce aici la jertfa, la marele preot și la Hristos, dragii mei, jertfa lui și ascultarea de el, dintr-o dată lucrurile se limpezesc. Alegerea a fost prin cel care poate să ne facă compatibil, să ne facă compatibil cu cerul. Dacă textul ar fi sunat așa, după știința lui Dumnezeu ne-a ales la sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, atunci mai întâi sunt ales, apoi sunt sfințit. Sfințirea poate fi opțională. Dacă n-apuc, dacă nu vreau, dacă întârzi, dacă... Dar dacă textul este așa cum este, da? Prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, varianta asta cade. Și atunci observați, alegerea este la sfârșitul tunelului, la sfârșitul drumului. Oare teologia mea e corectă? Păi citește mai departe, asta e regula simplă în Biblie. Ori mai departe, din versetul 3, am doctrina mântuirii, care se termină cu versetul 9, da? Versetul 9. Pentru că textul începe așa, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. Cum nașterea din nou? Nu-i tot cu mântuirea? Nu! Nașterea din nou, intrarea pe poartă, mântuirea la sfârșitul drumului și toate bătăliile noastre sunt de-a lungul drumului, în călătoria asta. Și de aceea, zice, acum dacă trebuie, sunteți întristați prin felul de încercări. Și la urmă spune, pentru că veți dobândi ca sfârșit, ca țintă a credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Și dintr-o dată, doctrina mântuirii verifică interpretarea în doctrina alegerii. Și întotdeauna armonia scripturilor este testul pentru interpretarea corectă a scripturilor. Dar pentru asta trebuie să ții oboseala, să le citești, să le cunoști. Observați, sfințirea este obligatorie, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Dar dacă sfințirea este obligatorie, este important să o și înțeleg. Care sunt etapele sfințirii? Sunt trei etape distincte, care țin de un singur întreg. Sfințirea inițială, progresivă și finală. Sfințirea inițială, progresivă și finală.
încep relația mea cu Hristos, continui relația mea cu Hristos și termin relația mea lângă Hristos. Da? Sfințirea mea finală, asemenea Domnului Iisus Hristos. Așa arată doctrina mântuirii sau alegerii. Ai o poartă pe care trebuie să intri și poarta este Hristos, El este poarta. Cine intră prin mine, intră, se găsește pășune, spune păstorul cel bun în Ioan capitolul 10. Și dacă mă uit la text, în Coloseni spune, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, aici afară este moartea, întunericul, și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Am trecut dincolo de poartă, am schimbat într-un fel Dumnezeul, Stăpânul, am schimbat locația, de acum sunt în Hristos. Și dacă mă duc mai departe, eu trebuie să călătoresc, pentru că asta s-a întâmplat pentru mine acum aproape un jumătate de secol, sau mai bine de un jumătate de secol. Dar eu călătoresc mai departe pe drum. Și observați, textul din Efeseni spune că aici am toate problemele. Voi n-aveți de luptat, sau noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești. De aceea îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu, să puteți ține piept uneltirilor celui rău, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Lupta e pe viață și pe moarte. Și aici este foarte important ca sfințirea mea progresivă să continue. Da? 2 Corinteni 3, 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, suntem schimbați în același chip al Lui, prin Duhul Domnului, din treaptă în treaptă, din slavă în slavă. Dar încă n-am ajuns la sfințirea finală. Știți ce spune Ioan? Când îl vom vedea pe El, vom fi ca El. Dar să iau un singur text din Coloseni care adună toate aceste trei lucruri într-o singură realitate. Dacă iau acum sfințirea cu cele trei aspecte ale ei și încerc să le identific în Coloseni, capitolul 1, de la versetul 13, la 23. Uitați-vă cum începe Pavel cu sfințirea inițială. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Observați, împărăția întunericului ne ținea robi, ne-am vândut robi de bunăvoie celui rău, prin deciziile noastre, prin neascultarea noastră de Dumnezeu. Cum s-a vândut Saul rob celui rău și Duhul l-a stăpânit, dragii mei, toată viața lui și l-a mânat și l-a folosit. Ca să ne smulgă din împărăția întunericului, el a trebuit să ne răscumpere. Și foarte mulți aduc ideea târgului de sclavi. Cui a plătit Dumnezeu prețul? Sieș. Da? Hristos n-a plătit diavolului prețul. Diavolul ar fi jucat, dragii mei. Cât cer pe sufletul lui Beni fără Gău? Păi, dăm $2, că nu-i foarte valoros. Și când se-i numere cei $2, zice, nu, 2000. Și când se-i dea 2000, se 200 de mii. Și când se 200 de mii, nu vând dacă el e stăpânul. Nu. Hristos n-a plătit nimic celui rău, a plătit Tatălui, dragii mei, prețul. Ca dreptatea Tatălui să fie apărată. Prin răscumpărare și iertarea pe care o avem în sângele Său. Abia când El ne-a răscumpărat cu sângele Său, prețul păcatelor noastre sunt plătite și suntem curățiți. Și asta nu putem realiza noi înșine, dragii mei. 3 capitole în Romani, Pavel vorbește despre acest adevăr. Ești păcătos, plata păcatului este moartea, n-ai absolut nicio șansă să te ajuți singur. Nicio șansă. Și de aceea ai nevoie de Hristos. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spune el. Dar versetul 21 continuă. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrășmași... Principiul acum îl aplică la Coloseni. Și vrășmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, el v-a împăcat... Acum? Prin trupul lui de carne, prin moarte. În nădejdea sfințirii finale. Deci el v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, adică v-a trecut dincolo, v-a smuls din împărăția întunericului. Dar de ce a făcut-o? În nădejdea sfințirii finale. Observați, din start, pornirea în viața creștină este în vederea destinației spre care mergem. Acolo se numără bobocii, acolo suntem puși pe cântar, acolo suntem calificați sau descalificați. Și atunci, în nădejdea
în nădejdea sfințirii finale. În nădejdea sfințirii finale, 22. Ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui, sfinți, fără prihană și fără vină. Și asta este finalul. Când vii înaintea Tatălui, compatibil cu sfințenia Lui, poți cădea în brațele Tatălui ca fiul risipitor. Și asta este lucrarea lui Hristos. Dar ca să ajungi acolo, trebuie să treci prin procesul sfințirii progresive. Observați, avem parte de o sfințire inițială în vederea sfințirii finale, dar drumul îl parcurgi prin sfințirea progresivă. Versetul 23, negreșit. Dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei. Nădejdea Evangheliei, care v-a fost propovăduită. Pe care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu Pavel. Dați-mi voie doar să subliniez un singur text pe să vedeți ce ne așteaptă și încotro și care e rostul existenței noastre terestre. Ce ne așteaptă și pentru asta n-ar trebui să vindem pentru nimic în lume ceea ce Hristos a câștigat pentru noi. Cine nu adună cu mine, risipește. Ce risipesc? Păi în primul rând risipesc tot ce a adunat El, dar risipesc, dragii mei, lucrurile pentru care a murit El și pe care le-a pregătit pentru mine. Și în Filipeni, capitolul 3, versetele 20-21, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite. Care e trupul stării noastre smerite? Păi orbesc, încad dinții, mă dor oasele, îmbătrânesc, mă apropii de moarte. Citiți Eclesiastul, capitolul 12. O superbă descriere a îmbătrânirii. Când îți pierd poftele, când trezești la ciripitul unei păsări, când nu mai găsești plăcere în absolut nimica. În absolut nimica. Și bocitorii încep să umble pe uliță, da? Well, s-a dus viața. Și atunci, El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are ca să supună toate lucrurile. Dragii mei, dacă Dumnezeu a dus în existență universul acesta. Și acum oamenii de știință se întreabă cum minune să explicăm tot ce este. Și încetişor vin la ceea ce Biblia ne vorbește de mii de ani. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Sau să pun altfel, la început era informația. Și informația aceasta a adus la viață universul întreg. Pentru că la baza tot ce există este informația, da? Când oamenii de știință au desfăcut celula în toate bucățelele și știu din câți aminoacizi și tot ce trebuie să se întâmple acolo, știi ce nu știu eu? De unde să luăm codul genetic? Pentru că povestea nu e doar să ai toate lucrurile, ci să le pui într-o anumită ordine, ca pe un program de computer. Toate trebuie să fie la locul lor, cele patru elemente chimice care se aliniază în cel mai lung cuvânt din lumea asta, 3,2 milioane de biți de informație, da? Cel mai lung cuvânt. Cine le organizează? Cine le face? Dumnezeu a zis. Zicerea lui Dumnezeu a dus în existență tot ce este. Spuneți-mi, va fi greu pentru Dumnezeu să schimbe trupul stării mele smerite? Știți ce spune Pavel? Într-o clipeală din ochi, noi vom fi transformați. Ca să fim compatibili cu sfințenia, cu sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat trei tipuri de ființe, dar ăștia suntem noi. Suntem trup și duh. Și dracu se joacă, dragii mei, pe claviatura trupului nostru. Cu tot ce ne duce înainte, cu poftele noastre, cu sclipiciurile din jurul nostru, cu dorințele noastre, cu ambițiile noastre, cu aia se joacă el. Și noi uităm că în vasul acesta de lut purtăm o comoară. Și comoara este eu, cel real, nu trupul. Trupul este o coajă. De-aia Eclesiastul ne trimite într-o casă de jale, ca să ne aducem aminte de sfârșitul oricărui om. Și să nu uităm că moartea e tăvălugul care aduce la numitorul comun și pe cel mare și pe cel mic. Nu contează cine e și ce ai adunat. Absolut deloc. Dar nu se termină la groapă.
pentru că vine judecata și vine veșnicia de unde am fost trimiși și unde ne vom întoarce cu toții. Ne vom întoarce în prezența lui Dumnezeu. Din păcate, Saul a ales panta descendentă prin neascultarea lui de Dumnezeu. Dar cum ar fi fost să fie ales panta ascendentă? Devenirea lui, înălțarea lui, cum ar fi arătat? Și eu cred că Dumnezeu pune în Scriptură lucrurile acestea, dragii mei, să nu imităm exemplele proaste, ci să evităm exemplele proaste. Și ne asigură că prin legea Duhului de viață există și puterea, dragii mei, de a nu călca pe urmele lui Saul. Saul a ales drumul descendent. Saul în oglinda Scripturii. Haideți să-l punem în oglinda Scripturii și să vedem cum ar fi fost dacă ar fi ascultat de Dumnezeu, n-ar fi îngăduit mândria în viața lui. Știți cum termină David Psalmul 19? Zice, Doamne, cine-și cunoaște greșelile făcute din tinerețe? Și spune, ferește pe robul tău de păcate mari, da, de mândrie și va fi nevinovat de păcate mari. Și în alte traduceri, am auzit pe Enos citind, ferește-l pe robul tău de păcatul cu voia și va fi nevinovat de păcate mari, da? Păcatul cu voia pentru care nu este iertare, pentru că păcatul cu voia în esență este mândria luciferică. Dorința de a fi ca Dumnezeu, dar prin propriile mele eforturi. Va fi nevinovat de păcate mari. Dați-mi voie să iau viața lui Saul, să o așez în oglinda Scripturii. Da, m-aș opri dacă aveți întrebări. Da, scuze. Virgil întreabă, cum definim sfințirea? Sunt diferențe între sfințirea din Vechiul Testament și sfințirea din Noul Testament? Dacă Dumnezeu este cel sfânt, sfințirea trebuie să fie una singură, și în Vechiul și în Noul. Întrebarea este, sfințirea este transformarea noastră într-un chipul și asemănarea lui Hristos. Procesul acesta în care intrăm după ce am intrat pe poartă. Și atunci eu nu cred că este vreo diferență. Diferența cea mare este între cele două legăminte, pentru că noi nu putem spune că Dumnezeu Duhul Sfânt lipsea în Vechiul Testament. Nu lipsea. Toate cele trei persoane au fost deodată prezente, doar că în prim plan vin pe rând Tatăl, Fiul și apoi Duhul Sfânt. Duhul Sfânt de la Rusalii a preluat într-un fel lucrarea lui Hristos și o aplică la viețile noastre. Dar Domnul Iisus însuși spune, când va veni Mângâietorul, adică Duhul Adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Deschide mintea să pricep Scripturile. Pe de altă parte, asta o poate face doar după ce m-am lăsat dovedit vinovat în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Da? În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Esența păcatului este necredința în Hristos. Prezența păcatului este dovada necredinței în Hristos. Ori nu pot beneficia de Hristos în timp ce trăiesc în păcat. Nu se poate. Contradicție în termen. Deci în ce privește neprihănirea, mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Dar ce faci acolo? Mijlocesc pentru voi să vă desăvârșesc mântuirea. Și atunci eu am nevoie permanent de un Hristos mort și un Hristos viu, de jertfă și mijlocirea marelui preot. Am permanent nevoie. Și fără intervenția lui, nu primesc iertare, indiferent cât m-aș ruga pentru ea. El mijlocește înaintea completului de judecată. Tată, iartă-i, am plătit pentru păcatul lor. Și de aceea sângele lui Hristos acopere toate păcatele de la începutul până la sfârșitul istoriei. O dată pentru totdeauna. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acestea a fost judecat. Ce-i păcatul? Păi în loc să cred în Hristos, am crezut în Satan. Asta este păcatul. Am deschis ușa unui alt locatar. Și el intră încetişor în viața mea și eu nu pot să lupt cu el. Da? Nu pot. El este mai tare decât mine. Numai Hristos îl poate scoate afară. Și de aceea păcatul acela trebuie recunoscut și mărturisit ca Domnul Iisus îl poate scoate afară. Dar Dumnezeu fiind sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Etalonul sfințirii este sfințenia lui Dumnezeu, compatibilitatea mea cu El. Și sfințirea aceea, dragii mei, e posibilă doar dacă sunt îmbrăcat în Hristos.
dacă sunt îmbrăcat în Hristos. Doar neprihănirea Lui e valabilă. Faptele mele bune rămân ca o haină mânjită. Dar asta nu înseamnă că eu stau cu mâinile încrucișate și îmi văd de păcatele mele că Domnul e bun și la urmă le va rezolva. Nu, nu, nu. De aceea, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, a intrat pe poartă, trebuie să umbli pe cale alături de Hristos ca să te întâlnești cu El, să fii cu El. Oarecum ați răspuns la întrebarea Claudiei de Duhul Sfânt din Vechiul Testament și citesc cealaltă. În ce loc era prorocul Samuel în lumea de dincolo? De ce a putut fi accesat de femeia ce chema duhurile? Răspunsul era demonilor, imitând personalitatea lui Samuel? Nu știu și nu suntem acolo, poate o să vă ajute manul la vremea potrivită. Cineva care are ochi mai buni ca să citească toate comentariile scrise pe tema asta. Dar asta e și o întrebare a mea, cine este cel care se arată? Văd o ființă dumnezeiască, cum arată? Începe să vorbească și Saul cade, nu știu dacă Saul vede sau nu vede ceva. Și atunci te întrebi, dacă Dumnezeu interzice chemarea morților, răspunde la chemarea morților? Ori spuneți-mi, e foarte complicat ca un duc necurat să se dea drept un înger de lumină? Nu, nu, ne spune și Pavel că lucrul ăsta se întâmplă frecvent, după care astăzi vei fi aici împreună cu cei trei fii ai tăi. Ce știe un duc necurat despre ce se va întâmpla ziua de mâine sau ziua de astăzi? Dar după toată viața pe care a trăit-o Saul, aproape că și un copil îi putea spune deznodământul vieții lui, pentru că era doar o consecință logică la toată treaba asta. Dar cine să fie cel? Observați, până în ziua de astăzi, sunt chemați morții, oamenii vorbesc cu duhurile, sunt mediumuri care fac lucrul acesta, oameni care pleacă și odată ce ai intrat în aceste cercuri, dragii mei, nu mai scap de ele. Și dacă vrei, duhurile necurate vor veni peste tine și te vor chinui ziua și noaptea. Da? Ziua și noaptea. Pentru că ai intrat într-un spațiu și de aceea Pavel interzice de pildă creștinilor corinteni să meargă la o onomastică într-un templu idolatru. Pentru că în templu idolatru, deși erau restaurantele vremii și n-aveai unde să mănânci în altă parte, totul începea cu o jertfă rituală în care venea preotul templului și care invoca pe Dumnezeul templului. Și Pavel zice, eu nu vreau ca voi să fiți în legătură cu dracii, sunteți voi mai tari decât el, dacă îl întrebați la gelozie pe Dumnezeu. Ce s-a întâmplat acolo, nu știu. Dar să o lăsăm pe când ajungem la capătul drumului. Un lucru interesant, totuși, este să vezi ce se întâmplă cu omul când moare. Sunt două teorii mari, teoria dormirii și teoria conștiinței. Dacă duhul, trupul se desface, funie și duhul pleacă, ce se întâmplă? Omul adoarme și peste 5.000 de ani se trezește și nu știi când ai dormit și cât timp a trecut? Sau este conștient și viu? Ai pilda bogatului și a lui Lazar, ai duhurile de sub altar, ai afirmația Domnului Iisus Hristos de pe cruce, astăzi vei fi cu mine în rai. Dacă astăzi va fi cu Domnul Iisus în rai, înseamnă că au trecut 2000 de ani, el încă nu s-a întors, nu e sfârșitul istoriei. Ce înseamnă toată? Cum să mă gândesc la cei care pleacă dintre noi? La cei care... Dar poți pleca în două feluri, în Domnul sau în dracul. Da? Astea sunt cele două posibilități. Dacă pleci în Domnul, vei avea parte de prima înviere. Vei domni împreună cu Hristos, 1000 de ani, spune Apocalipsa. Și pe urmă va veni învierea generală și va veni judecata. Și acolo se deschid cărțile și acolo destinurile se despart. Unii vor auzi veniți, alții vor auzi plecați. Da? Gavril Bradea întreabă, de ce credeți dumneavoastră că Apostolul Petru vorbește de mântuirea sufletului, nu a trupului sau a duhului, în 1 Petru 1:9? Și în contextul Sfințirii, Apostolul Pavel vorbește despre sine că se luptă aspru cu trupul lui. Pentru că Sfințirea, Dumnezeu se poartă cu mine ca cu întreg. Și depinde pe care teorie o îmbrățișez. Dacă sunt doar trup, sunt un animal. Și atunci poftele mele și patimile mele guvernează viața mea. Dacă asta e tot ce sunt, ca și câinele meu. Mănâncă,
lasă-l, mângâie, dar dacă mă ating de hrana lui, mă mușcă și mă desface. Și atunci oamenii se poartă ca niște animale. Dacă sunt doar trup, trebuie să am cel puțin un duh de viață. Dumnezeu a suflat în nările omului un duh de viață, o suflare de viață, și omul a venit un suflet viu. Un suflet viu. Ce pleacă? Ultima mea suflare? Ce aia? Dar dacă sunt și suflet și duh, atunci Eclesiastul are dreptate. Ce va vine de la Dumnezeu se întoarce la Dumnezeu. În momentul în care suflarea de viață pleacă, ceva se întoarce la Dumnezeu și ajunge pe urdinișul cerului la judecată. Și judecata aceasta se va face cu tot ce este, cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Cu alte cuvinte, în umblarea mea, mecanismul care înregistrează și acumulează tot ce adun eu în bucla fărășirea deșertăciunii, nu este trupul acesta, ci ceva în mine. Și ele toate se imprimă în mine și încetişor mă modelează într-un chipul unuia sau a altuia. Și asta se întâmplă cu decizii foarte mărunte. Foarte mărunte. Vorbeam cu nepoțica mea. Cum a fost la școală? Aproape bine, da? Păi am vorbit la ora de engleză și cu colega mea. Și de aici am început să povestim. Și am zis, uite-te ce aș face eu în locul tău. Aș fi foarte atentă. Ca să am puțin de învățat când merg acasă să mă pot ocupa și de alte lucruri, da? Foarte atentă. Dar uite-te ce se întâmplă când tu sacrifici povestea asta și te ocupi de lucruri de nimic. Și el încetişor îți modelează caracterul și tu devii de un fel sau de altul. Și elemente pe care nici nu le băgăm de seamă, Dumnezeu l-a lăsat pentru noi să ne amprenteze, să ne modeleze, să ne transforme într-un chip sau un alt chip. Și asta este alegerea pe care noi o facem. Asta este ascensiunea sau decăderea. Și atunci eu cred că Dumnezeu se poartă cu mine ca un întreg, trup și suflet. În trupul vostru, în duhul vostru, în sufletul vostru. Da? Și, practic, duhul meu este modelat de claviatura asta trupului. Pentru că prin simțămintele trupului eu intru în legătură cu lumea materială din jurul meu. Dar lumea asta materială care mi-aruncă provocări vine și modelează ceva pe care Dumnezeu îl va lua și îl va desface tot. Și uite, ăsta ești tu. Cred că piatra albă pe care o primim, pe care este scris un nume nou, este adevărata noastră identitate. Tot ce am adunat pe pământul acesta. Dar cei care vreți mai mult, vă așteptăm la Valea Drăganului, la Eclesiastul. Pavel întreabă, bătălia împotriva cărnii și a sângelui se referă și atunci când rănim pe cineva emoțional? Deci noi nu avem de luptat împotriva sângelui și a cărnii. Adică lupta noastră, lupta mea nu-i cu nevastă mea, cu Nora Ponta, da? Nu-i cu ea, ci cu Duhul care vine prin ea spre mine. Și atunci dacă eu încep să gândesc în felul acesta, atunci încep să disting lupta spirituală care este în spate. Vă spun din nou, dacă Petru poate avea la un moment o revelație divină și în celălalt moment diavolul se folosește de el, înseamnă că noi tot timpul suntem între doi poli, da? Și decizia noastră, fie ascultare, fie neascultare. Dar neascultarea mea nu poate fi de la Duhul Sfânt. El nu poate. Duhul Sfânt îl proslăvește pe Hristos. Nu luptăm împotriva lui Hristos. Și atunci, dacă nu sunt atent și iau o decizie proastă, decizia aceea mă deschide pentru o realitate spirituală. Și atunci Pavel asta spune. Lupta noastră nu este împotriva unuia sau altuia, ci împotriva realităților spirituale care mișcă și folosesc într-un fel oamenii. Carnea și sângele. Carnea și sângele este omul. Da? Eu sunt carne și sânge și voi la fel. Și ultima întrebare. Este păcat să fii membru într-o biserică care promovează doctrina siguranței mântuirii odată mântuit pentru totdeauna mântuit? Am mai răspuns la întrebarea asta amintindu-mi de cuvintele Domnului Iisus Hristos. N-am venit să stric legea, și prorocii am venit nu să stric, ci să împlinesc cât nu va trece cerul și pământul, nu va trece niciodată nicio frântură de slovă din lege fără să se împlinească. De aceea, și ăsta este versetul care m-a făcut un pic mai îngăduitor cu frații mei care gândesc altfel decât mine și m-aș bucura ca și ei să fie cu mine la fel, da?
Cineva spunea când am vorbit despre doctrina Duhului Sfânt în 1 Corinteni 14, pe internet, mințiți pe oameni cu televizorul. Well, avem păreri diferite și eu sunt conștient de lucrul acesta, dar sunt prea bătrân să mă intereseze ce zic alții. Dacă pot să mă folosesc de lucrul ăsta, îmi schimb cu bucurie părerile. Și atunci versetul 19 continuă, de aceea, oricine va strica una din aceste porunci, din cele mai mici porunci, și va învăța pe alții așa, va fi chemat mic, unde? În împărăția cerurilor. Oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția. Slăvit să fie Domnul. Nici nu mai citesc Biblia, că oricum nu mă interesează, important e să fiu. Nu. În împărăția cerurilor nu ajungi în baza a cât de clar ai înțeles doctrina mântuirii, ci în împărăția cerurilor ajungi în baza sărăciei tale în Duh. Ferice de cei săraci în Duh, căci al lor este împărăția cerurilor. În împărăția cerurilor ajung când îmi întorc buzunarele sufletului pe dos înaintea Domnului Iisus Hristos și zic, Doamne, n-am cu ce plăti. Ai milă de mine. Și în momentul acela, Dumnezeu te ia în brațe, pentru că Cel care a plătit pentru tine este Hristos. Și în disputele astea teologice, cred că e foarte important să discutăm și în biserică să se propodească adevărul, nu 17 adevărul, în 17 direcții, și de aceea cei care se ridică să propodească Scriptura ar trebui să stea mai întâi împreună în Scriptură. Și acolo se poartă toate discuțiile dintre noi. Dar la biserică vii cu concluziile, la ora asta credem, pe aici mergem, da? Și în biserica noastră sunt păreri, mai ales în domeniul Duhului Sfânt, dragii mei, tot Clujul, sunt tot fel de păreri diferite. Întrebarea este, mi-am argumentat vreodată, am stat jos să verific Scriptura pas cu pas. Mi-am scris vreodată cel puțin un eseu pe un capitol. Nu să iau din vânt ce îmi spune unul și altul și să mă bazez pe experiențe. Dragii mei, experiențele pot fi sublime de la dracu. Sublime, da? Uitați-vă la păcătoși, dacă nu s-ar simți bine, nu s-ar bălăci în păcat. Păcate toate felurile. Și atunci eu cred că elementul ăsta îmi dă un pic de atenție cu fratele meu mai slab. Pavel însuși spune, în ce suntem de o părere să mergem înainte, în ce nu Domnul, el nu zice ne va lumina, pentru că el ce Domnul vă va lumina. Cu alte cuvinte, el știe că este insuflat de Dumnezeu și știe din partea cui vorbește. Eu nu știu. Eu trebuie să mă verific, să vă ascult pe voi întrebările și dacă cineva are argumente mai bune decât am găsit eu, îmi schimb părerea, dragii mei, și vin de părerea ta, dar trebuie să mă convingi că este așa cu Scriptura în mână, nu cu experiențele tale, ale nu mă interesează, sunt ale tale. Haideți să facem un pas mai departe. În versetul 28, apropo de Vechiul și Noul Testament și de sfințire, aici Pavel folosește cuvântul desăvârșire. Zice, pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Observați ținta, desăvârșit în Hristos Iisus. În alte cuvinte, ca Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă desăvârșit în Hristos. Ei, cum se ajunge acolo? Este un dublu proces pe care Duhul Sfânt îl lucrează, dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea în omul nou. Pentru că Saul n-a fost dispus să dezbrace omul vechi, pentru că aș vrea să-l punem pe Saul în oglinda acestui text, ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu el. N-a fost dispus să dezbrace omul vechi, omul nou, dragii mei, niciodată nu s-a arătat în viața lui. Interesant, fiul lui era aici. Saul era aici. Ionatan este contrastul tatălui său. Ionatan, Saul, dragii mei, se bălăcea în faptele firii pământești, în omul lui vechi. Dar cum se întâmplă dezbrăcarea și îmbrăcarea? Întotdeauna din interior spre exterior. Lucrarea lui Dumnezeu începe dinăuntru spre în afară. A te pocăi nu înseamnă a te conforma unor ritualuri exterioare. Ritualurile, dragii mei, numai în Cluj, de când mă știu eu, sunt atât de diferite și atât de mult s-au schimbat, încât dacă eu m-aș întreba care din ritualurile pe care le-am trăit eu sunt cele bune, niciunele. Pentru că, în ultimă instanță, formele doar
îmbracă o funcție. Funcția este importantă, da? Exteriorul este o formă, o coajă, și coaja se poate schimba. Dar întotdeauna dezbrăcarea începe dinăuntru spre afară, adică de la caracter la spre conduită. Și uitați-vă ce spune textul. De aceea, și vreau să vă gândiți la Saul, dacă știți viața, câte din astea erau prezente în viața lui? Cu alte cuvinte, ce nu dezbrăcase Saul? De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia. Nu știm să fii curvit, da? Din punct de vedere spiritual, până aici în gât era în curvie. Pentru că în Vechiul Testament curvia este idolatria, slujirea unui alt Dumnezeu, reprezentantul unei alte împărății, curvia. Dar necurăția, patima, pofta rea, lăcomia, al cui fiu este tânărul acesta? Cu alte cuvinte, ce zeste îmi va plăti taică-so? Da? Ce zeste? Cu cine mă încuscresc? Toate le găsești prezente în viața lui. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu și peste el și peste noi, peste fiii neascultării. Din numărul lor erați voi toți odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri și el se mută la conduită. Dacă nu-i rezolvat interiorul, dragii mei, exteriorul reflectă realitatea lăuntrică. De aceea lăsați-vă de toate aceste lucruri și spuneți-mi câte din ele erau prezente în viața lui Saul. De toate aceste lucruri de... Mânie. Era mânie în viața lui Saul? Sigur. Wow. Pe urmă? De vrăjmășie. Toată viața lui a fost vrăjmaș. De vrăjmășie? De răutate. Răutate? Să omori o ceată de preoți nevinovați? De răutate? Până și slujitorii tăi au zis, nu, noi nu lovim pe preoții Domnului. Doie gune domit. O trebuie să fie sabia ucigașă a lui Saul. De răutate? De clevetire. De clevetire. Câte o fi zis de David, dragii mei? Până și pe fetele lui le aruncă la mica, i-a spus, de ce te-ai unit? Ionatan, de ce nu mi-a spus că Ionatan s-a unit cu fiul lui Isai? De vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gura. Well, nu vă mințiți unii pe alții? Spuneți-mi, e un mincinos, Saul? Ți-o dau pe merag. Uite, dar am găsit o partidă mai bună, te rog frumos, nici măcar nu-ți cere iertare. Și în tot ce spune, are un gând ascuns. Să nu pun mâna pe el, sabia filistenilor să fie împotriva lui, da? Totdeauna nu vă mințiți unii pe alții? Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat... Cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Toată partea asta nu o găsește în viața lui Saul. Pentru că el intrase pe panta căderii, a decăderii spirituale. Scopul dezbrăcării este curăție morală și sănătate socială. Dragii mei, era murdar pe dinăuntru și semăna ură, mânie și vrăjmășie în afară. În relațiile lui cu David, niciodată nu s-a putut vindeca. Și pe deasupra, când te uiți la adevărul din inima lui, te îngrozești. Dar dezbrăcarea pregătește drumul pentru un caracter și relații cristice, pentru îmbrăcarea cu omul cel nou. Relație nu trebuie doar curățită, ci trebuie și întărită prin dragoste. Prin dragoste. Și de ce l-aduce naratorul pe Ionatan? Imediat în versetul 1, 2, 3, da, din capitolul 18. Ionatan se uită la ce se uită Saul și Ionatan îl iubește ca pe sufletul lui. Dezbracă haina lui, dă armele lui, intră în legământ cu el și când el este fugar prin păduri și prin munți din fața tatălui său, Ionatan merge, îl caută și renoiește legământul cu el și spune, tu vei domni în Israel, eu voi fi a doilea după tine. El a avut această smerenie să se așeze la locul lui ca fiu de împărat, ca moștenitor al tronului, să vadă că Dumnezeu era cu David și el este alesul lui Dumnezeu pentru el. Ce incredibilă dovadă de iubire, da? De ce dă Domnul Iisus o singură poruncă să vă iubiți unii pe alții? Pentru că ea adună toată roada Duhului, toată roada Duhului. Ca să ajungi la dragoste, trebuie să pornești, să citești textul mai departe. Și spune astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu dinăuntru spre afară, cu măruntaie îndurătoare, plină de bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Câte din astea erau în inima lui Saul? O inimă plină de
îndurare. Mm-hmm. Vom vedea un pic mai încolo. În câteva ocazii, îndurarea pare să mijească, să se nască în inima lui. Ceva se întâmplă acolo. Știți cât îl ține până ajunge acasă? Se rușinează și se întoarce cu oastea lui 3.000 de soldați până ajunge acasă. Bunătatea niciodată, despre ea am cântat, niciodată. Îndurarea nu s-a născut în bunătate. Smerenie? Hai să fim serioși. I-au dat zecile de mii, mi-am dat miile și dacă vin mai departe... Blândețe? Blândețe? Curajul de a ieși din competiția filmării de sine? Nu, nu, nu. El a zis, domnia mea nu va dăinui, s-a apucat de scaunul lui de domnie și a zis, s-o crezi tu, Doamne, câtă vreme mai am suflare, ăsta va fi al meu. 38 de ani, se ține cu dinții de scaunul lui de domnie din pricina faptului că nu a putut ieși din competiția afirmării de sine. Blândețe. Îndelungă răbdare. Îndelungă mânie, da, și vrășmășie. Toată viața a fost, dar îndelungă răbdare pentru cine? Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină, se plângă de altul. David, de câteva ori, Ionatan îl întreabă, ce rău ți-a făcut? Ce ți-a greșit? Ca să trebuia să-l îngădui. Ce rău? Ce pricina ai împotriva lui? Nimic. Inima lui murdară, spune el. Și textul continuă. Iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, dar mai pe sus de toate acestea. Îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Și pacea lui Hristos. Care pace? N-a fost pace, dragii mei, de-a lungul vieții lui. Dacă ați fost chemați să alcătuiți un singur trup să stăpânească din inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări dovnicești, cântând lui Dumnezeu în inimile voastre, da? Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire. Cu mulțumire în inimile voastre și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. O listă de lucruri care trebuie îmbrăcate, pornind dinăuntru, înspre, în afară. Dar oare cum să privesc lista asta? Fie o potrivie așa, iau ce-mi place de acolo, este un raft de pe care cumpăr, fie o privesc așa, ca pe o scară pe care urc, pentru că cineva mă așteaptă în vârful scării. Și observați, textul îmi spune cum să privesc, de ce am spus, viața este sau presupune o devenire. Și dacă ales drumul bun, devenirea este urcătoare. Urcătoare. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Păi cine m-a făcut? Cel ce este dragoste. El m-a făcut. Și de aceea, spre el urc, într-o chipul și asemănarea lui devin. Uitați-vă la toată scara asta. Îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, găduință, iertare, pace. Vă spuneam, eu n-am timp seara asta, dar în cartea asta găsiți câte un capitol legat de fiecare, cu introducerea de rigoare care să mă ajute să navighez prin ele. Dar dacă mă gândesc la... Scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu, dragii mei, scopul lui Dumnezeu este să se facă asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Asta e sfințirea pe care o așteaptă Dumnezeu. Să ne prezinte Hristos sfinț și fără prihană, fără pată, fără zbârcitură, sfinț și fără prihană înaintea Lui, îmbrăcați în haina alba neprihănirii câștigate de El, nu de noi. Da? Iar ajung acolo urcând treaptă cu treaptă, lăsându-L pe Duhul Sfânt să lucreze sfințirea în viața mea, în trupul meu, în sufletul meu și în Duhul meu. Dar dacă dezbrăcarea este dinăuntru spre din afară, la fel este și îmbrăcarea, din interior spre exterior, de la caracter la conduită. Și asta modifică puțin scara pe care ați văzut-o. Fiecare treaptă combină două aspecte, caracter și conduită. Da? Fiecare treaptă, caracter și conduită, caracter și conduită, caracter și conduită, caracter și conduită. Fiecare treaptă. Cu alte cuvinte, lucrarea Duhului Sfânt întotdeauna începe în adâncurile mele. Lângă îndurare trebuie să aducă smerenie, lângă smerenie îndelungă răbdare, lângă îndelungă răbdare trebuie să aducă pacea. Și toate astea sunt atitudini ale inimii.
Ceea ce văd oamenii este doar ceea ce se arată. Oamenii văd bunătatea, blândețea, îngăduința și pacea. Când ne putem uita unii în ochii celuilalt, atunci iertarea a fost reală, am ajuns la pace. Observați, cele interioare nu se văd. Cele interioare sunt în forul meu lăuntric, zbătându-mă, încercând să deliberez în forul meu lăuntric, cel de afară nu știe. Abia când pruncul s-a născut, îl văd și alții. Până atunci îl port în pântecele meu. De aia spune, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu măruntaie îndurătoare, ar fi textul tradus corect. Omul cel nou se înnoiește cu fiecare treaptă pe care urcă. Și asta e viața creștină. Asta e devenirea noastră, da? Devenirea noastră. Dar, atenție, dacă dracul n-ar fi prin prejur și dacă n-am fi fost atinși de păcat și n-ar avea un cap de pod în carnea mea, atunci ar fi toate bune, dar la fiecare treaptă există și o ispită. Și o ispită, dragii mei, și scara victoriilor poate deveni foarte ușor scara înfrângerilor. Și asta o vezi în viața lui Saul. Aproape că zici, în sfârșit, și vezi din nou prăvălit înapoi. O scară a înfrângerilor, scara victoriilor, devine foarte ușor o scară a înfrângerilor. Uitați-vă la textul din Corinteni, capitolul 5, versetele 16 la 18. Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Dacă eu n-aș avea libertatea să aleg între cele două, ce rost are versetul acesta? Dacă n-aș avea libertatea să aleg între cele două, ori libertatea asta vine din ceea ce a dat Dumnezeu omului la creație. Nu umblați după lucrurile firii pământești, căci firea pământească sau carnea poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva cărnii. Sunt lucruri potrivnice unele altora, nu puteți face tot ce voiți. Ieri am vorbit despre tragedia aceasta în străinării de Dumnezeu și ne uităm la copiii noștri, dragii mei. Când încep să fie mai mari, încep să lucreze hormonii și vitrinele și ochii și ambițiile și mândria și vezi cum se duc în lume. De ce? Pentru că de acele ale Duhului nu se mai ocupă, nu sunt mai interesați. Și atunci capătă primat cele ale cărnii. Billy Graham își începe cartea despre Duhul Sfânt cu o poveste. La un târg mergea un țăran cu doi câini uriași, unul negru și unul alb. Și când se spărgea târgul, toată lumea se aduna în jurul lui și el când fluiera, câinii se luau la bătaie. Și se făceau pariuri, care dintre cei doi câștigă. Și întotdeauna bătrânul avea dreptate și își lua toți banii și pleca acasă. Și la un pahar cineva îl întreabă, dar domnule, spune, care este târgul? Că azi câștigă alb, mâine câștigă negru, noi nu știm, tu știi. Care e povestea? Și bătrânul zâmbește pe sub musta, zice, pe unul hrănesc, pe altul înfometez. O săptămână întreagă. Well, dacă hrănești carnea și înfometezi Duhul, cam cine credeți că va câștiga în bătălia asta? Așa și începe Billy Graham cartea despre Duhul Sfânt. În Romani, capitolul 7, versetele 14 la 24, Pavel îți explică ce se întâmplă când ai deschis ușa păcatului și Duhul se retrage și te lupți singur cu păcatul. Zice, vreau să fac binele, răul care nu vreau să-l fac, iată ce fac. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Iar în Efeseni aduce forțele din afară, astăzi forțele dinăuntru ale păcatului. Forțele din afară sunt duhurile răutății, domnii, stăpâniri, da? Duhurile răutății, o lume spirituală în jur, nu fă le față de unul singur. Este imposibil să le faci față. Luptă înăuntru, luptă în afară. Cum să le fac față la cele două? Singura noastră șansă este Roman, primele două versete. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Dragii mei, când în fundul gropii strigi, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Răspunsul vine, mulțumiri, fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin Domnul, puncte, puncte, puncte. După care îți dă principiul, lupta asta nu se va termina niciodată. Și atunci stai de partea celui mai tare,
ca să poți birui pe cel tare, care totdeauna se uită pe ușă. Nu cumva pot intra cu 7 duhuri mai rele decât primul? Nu cumva pot să dau buzna în casă, să mă așez acolo cu prietenii mei? Wow! Să pornim, deci, la drum. Și aș lua primul lucru pe care l-aș căuta în inima lui Saul, îndurarea. Îndurarea ține de sfera relațiilor. Dacă citeți doar textul, nu vă mințiți unii pe alții, îngăduiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții, sfătuiți-vă unii pe alții. Observați, este sfera relațiilor. Pentru că Dumnezeu ne-a creat ființe relaționale și de aceea noi în relații se modelează și se manifestă caracterul în relații. Și textul ne spune îndurarea... Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Vine dinăuntru, în afară acest, o inimă plină de îndurare, mi se spune că este o realitate lăuntrică, al doilea principiu. Îndurare ține de adâncurile mele, de inima mea. Este o zbatere lăuntrică, o deliberare lăuntrică într-o situație de criză. În relații ajungi în momente de criză și îți vine să iei ligheanul ca și Pilat, să te speli de mâini, pe mâini de relația respectivă și să zici, am terminat cu ea. Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat, dar nu este unul dintre noi care să nu fi trecut prin astfel de situații. Ei, ce faci în astfel de momente? Ai curajul să zici, mai lasă-l un an, mai încerc un pic. Mm-hmm. Nu? Și eu mi-am trimis nevasta acasă de nu odată. Am zis, dragă mea, te fac pachet și la mama ta acasă. Da? Ea a avut înțelepciunea, zic că nu mă duc. Și eu n-am avut ce face. Și o trebuie să învăț să mă împac cu ea și să mergem mai departe. Și când pui masca și crezi că toate sunt bune, nu cred treaba asta. Am trăit prea mult în viață și am stat pe lângă prea mulți oameni să vedem că ascuns cât ascuns lucrurile, dar la un moment dat ies la suprafață. Și atunci mai bine pune-le pe masă și rezolvă-le. Îndurarea ține de sfera relațiilor și este o problemă a inimii. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Cu o inimă plină de îndurare. Îndurarea lui Dumnezeu. Dacă mă gândesc, de la cine să învăț chestia asta? De la Creatorul meu. De la Creatorul meu. Uitați-vă cine este Dumnezeu. Când spune, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, noi avem impresia că trebuie să rostim o formulă. Te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, plup, plup și am terminat. Nu, nu, nu. Numele reprezintă esența celui pe care îl numești. Și Dumnezeu își rostește numele într-un moment de criză, povestea cu vițelul de aur, cu ruperea legământului de la Sinai, versetele 5 la 7. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. A rostit numele Domnului. Și acum numele Domnului este deschis ca o carte să vezi ce e acolo în ea. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare. Wow! Știți ce spune Dumnezeu despre sine? Sunt dispus să mai dau o șansă relației. Sus pe munte, când ăștia fac vițelul de aur, îi se schimbă fața, se uită la Moise și îi spune, Anihali! Lasă-mă să-i nimicesc. Și Moise se trezește și zice, nu te las. Și începe să mijlocească pentru popor. El înțelege că odată ce legământul e rupt, el e singura lui nădejde a poporului și intră în spărtură între el și Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, nu se spală pe mâini. E dispus să ia reacția de la capăt, să renoade legământul. Și textul continuă, și milostiv. Încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Îndurarea lui Dumnezeu s-a manifestat în bunătate, adică a lăsat îndurarea să se nască. Îndurarea este o atitudine a inimii, să se nască în faptele bunătății. Și zice, voi merge eu cu tine, nu te voi părăsi. Și Dumnezeu se răzgândește, spunem noi, și renunță. Pentru că El avea un element de închidere în Hristos, dinainte întemeierea lumii. Și are acoperire pentru răzgândirile Lui. De. Care își ține dragostea până, până la mii de neamuri. Iartă, fără de lege și răzvrătirea și păcatul. Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat.
și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Biologii știu că acum, citind codul genetic și deșifrându-l, știu de ce părinți înalți au copii înalți. Ce nu știu biologii, citind codul genetic, de ce păcatele părinților vizitează pe copii? Asta nu știu. Asta nu le-a descoperit Dumnezeu. Dar asta am învățat din viață. Da? Până aici am trăit și eu pe tatăl meu. La vremea mea. Da? Până aici. Și lețurile șubrede din gardul vieții mele se datorează păcatelor părinților mei. Și practic, pe acolo diavolul va intra întotdeauna, pe acolo va bate totdeauna la ușă. Și psihologii în zilele noastre s-ar bucura să arunce toată vinovăția pe părinții mei, dar Scriptura îmi spune că un Iosif a putut rupe lanțul. Și a putut zice nu. Nu. Dar pedepsește păcatele părinților în copii până la treilea și al patrulea neam. Mi-a venit un gând când mă frământam și eu cu însurătoarea. Tot ce nu rezolv înainte de căsătorie transmit genetic mai departe copiilor mei. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Dar istoria și păcatele părinților vizitează pe copii, nu zicerile mele, ci ale unui psiholog, dragii mei, care a studiat generații de oameni. În Biblie ai 4 generații de oameni, Avram, Isaac, Iacov, Iosif. Și vezi lucrul acesta transmis de la o generație la alta, păcatele părinților. Minciuna lui Avram o găsești la Isaac, dragii mei, da? Și o găsești la Iacov. Iosif rupe lanțul. Și Dumnezeu dă har oricăruia dintre noi să rupem lanțul. Îndurarea este biruința iubirii, dar nu prin nesocotirea dreptății, ci prin împlinirea cerințelor ei. Nu prin nesocotirea dreptății, ci prin împlinirea cerințelor ei. Uitați-vă la cerința dreptății lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Dragii mei, de ce a murit Hristos pe cruce? Să plătească cerințele dreptății lui Dumnezeu, să apere dreptatea lui Dumnezeu, să dovedească dreptatea lui Dumnezeu, să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, da, este biruința iubirii asupra dreptății, dar nu prin nesocotirea dreptății, ci prin împlinirea cerințelor ei. Îndurarea se naște pe altar cu prețul plătit, cerut de dreptatea lui Dumnezeu. Și ăsta este altarul pe care s-a plătit prețul cerut de dreptatea lui Dumnezeu. Îndurarea se naște pe altar. Cu prețul plătit cerut de îndurarea lui Dumnezeu. În cortul întâlnirii există mai multe obiecte. Cum se cheamă asta? Cum? Chivot. Chivotul legământului. Și avea niște bare, era o cutie, ăsta are și picioare, dar deasupra era un capac și erau niște heruvim. Și Dumnezeu se cheamă în Vechiul Testament cel ce șade între heruvim. Cum se cheamă capacul acesta? Capacul ispășirii, nu? Mai are vreun nume? Ați auzit și de scaunul îndurării? Nu? Așa se cheamă. Capacul ispășirii. Dar știți că el poate fi scaunul îndurării lui Dumnezeu doar pentru că este capacul ispășirii? Doar pentru că este capacul ispășirii poate fi scaunul îndurării lui Dumnezeu. Dar de ce? Pentru că aici se stropea sângele de Iom Kipur, sângele jertfei, dragii mei, pentru tot poporul. Preotul intra, venea în spate și stropea de 7 ori cu degetul pe capacul ispășirii. Dar ce era în chivot? Erau tablele legii, era blidul cu mană, da? Tablele legii. Imaginați-vă în Apocalipsa când se deschide cortul, chivotul, ochii lui Dumnezeu văd tablele legii și din momentul acela se varsă potirile pe pământ și pedeapsa este unul la unul asupra întregului pământ. Tot ce stă între dreptatea lui Dumnezeu și păcatele omenirii este sângele lui Hristos, prefigurat în Vechiul Testament, de sângele jertfei din ziua de ispășire, din ziua ispășirii de Iom Kipur. Dar acesta devine scaunul îndurării, adică reprezintă numele lui Dumnezeu, doar pentru că el este
capacul ispășirii. Doar pentru că sângele este stropit pe capacul ispășirii, el devine scaunul îndurării și tronul lui Dumnezeu, reprezentându-l pe Dumnezeu, poartă numele lui Dumnezeu, plin de îndurare, milostiv, plin de bunătate, da? Nu-i iute la mânie, încet la mânie și îți ține legământul până la mii de neamuri și dragostea. Dar dacă mă gândesc la îndurare în relațiile dintre noi, în relațiile dintre oameni, îndurarea ar putea să fie această hotărâre a inimii mele. Îi mai dau o șansă. Îi mai dau o șansă. Pentru că și Dumnezeu mi-a dat nu una, nenumărate șanse. Cum aș putea eu să zic, să mai crud ca Dumnezeu să-mi dau o șansă celui de lângă mine? Dragii mei, de ce urăște Dumnezeu despărțirea în căsătorie? Pentru că despărțirea vine când nu mai dai o șansă. Sau când celălalt nu mai vrea. Și dacă nici Hristos nu stă în viața noastră cu sila, atunci nici pe soția mea nu o pot ține, nici ea pe mine. Suntem absolut liberi să plecăm și unul și altul când vrem. Dar vom avea de furcă cu Dumnezeu, pentru că aici la altar cu El am vorbit, nu unul cu altul. Cu El am vorbit, nu unul cu altul. Uitați-vă la Iosif. Spuneți-mi, de unde a avut puterea să mai dea o șansă fraților săi după tot ce au făcut? A avut pricină să se plângă de frații lui? L-au dezbrăcat de hainele lui, l-au aruncat, l-au vândut ca rob. 15 ani a stat în pușcărie, dragii mei, pe nedrept, pentru că a stat lângă Dumnezeu și n-a cedat ispitelor soției lui Potifar. 15 ani. Și 2 ani după ce o tălmăcit visele, l-a uitat acolo în temniță până la visul lui Faraon. Ce incredibilă istorie în care Iosif vine și rupe legământul lui sau funile cu care era legat Avram, Isaac, Iacov și Iosif zice nu. Iosif spune nu. Atenție! Drumul spre infern este pavat cu intenții bune. E una să zic în inima mea, îi mai dau o șansă. E alta să-i ofer șansa asta audibil, vizibil, în atitudine și în fapte. Este cu totul altceva. Totul altceva. Uitați-vă, dragii mei, la șansele oferite lui Saul. Cine i-a oferit lui Saul șanse? 38 de ani îi oferă Dumnezeu, dar se folosește de oameni. Și știți prin cine? Prin David, fugarul. Îi oferă șanse după șanse după șanse lui. Vă dau două exemple. Primul este povestea aceea când îl urmărește cu 3.000 de oameni și intră într-o peșteră, se curcă la gura peșterii și David cu oamenii lui era în fundul peșterii și noaptea vine și taie colțul de la haină când unul din capitanii lui zice, lasă-mă să-l țintesc o singură lovitură pe vrășmașul tău, ți l-a scos Domnul în cale. Și David zice, nu, mă ating de unsul Domnului. Ia colțul hainei, pleacă și îl strigă de pe celălalt deal a doua zi dimineață, vestele 16. Când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis, glasul tău este fiule David. Și Saul a ridicat glasul și a plâns. Și a plâns. Și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Observați, îndurarea din inima lui David a devenit o faptă a bunătății. Și Saul o simte, tu ești mai bun decât mine, eu îți fac rău, tu mi-ai făcut un bine. Versetul 18. Tu ți-arăți azi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse în mâinile tale și nu m-ai omorât. Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, îl lasă oare să-și urmeze drumul în liniște? Domnul să-ți răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta. În sfârșit, îndurarea s-a născut în inima lui Saul. S-a pocăit, a plâns, și-a luat armata, a plecat acasă. Versetul 21. Jură-mi dar pe Domnul că nu-mi vei nimici sămânța mea după mine și că nu-mi vei șterge numele din casa tatălui meu. Jură-mi pe numele Domnului că nu vei gândi cum gândesc eu, nu voi acționa cum acționez eu. Observați și aici, toată lumea se zice, ups, oare ce va urma? Versetul 22. David a jurat lui Saul, apoi Saul a plecat acasă, iar David și oamenii lui s-au suit în locul.
Două capitole mai târziu, din 24 în 26, se întâmplă același lucru. Saul urmește pe David, își întinde cortul, e înconjurat de 3.000 de soldați, Abner este lângă el, el este în cort, are sulița și ulciorul cu apă și David întreabă pe Abishai, zice, vin eu cu tine. Și merg amândoi, noaptea în tabără, și Abishai zice, lasă-mă să-l țintesc de... Și David zice, nu. Ia sulița și ulciorul și pleacă. Și a doua zi de pe celălalt deal, Abner! Așa păzești tu pe împăratul. Abner era căpetenia oștirii. Abner, cine îndrăznește să ridice glasul împotriva împăratului? Și începe dialogul. Și Saul îi recunoaște glasul, pentru că tocmai avusese o întâlnire cu el două capitole mai târziu, versetul 17. Saul a cunoscut glasul lui David și a zis, glasul tău este fiul meu David. Și David a răspuns, glasul meu, împărate, domnul meu. Saul a zis, am păcătuit. Întoarce-te, fiul meu David, căci nu-ți voi mai face rău, fiindcă în ziua aceasta viața mea a fost scumpă înaintea ta. Acum s-au împlinit cele 9 luni. Este pe punctul să nască îndurarea. Întoarce-te, nu-ți voi mai face... Adică sunt gata să transform îndurarea în bunătate. Nu-ți voi face niciun rău. Și textul? Am păcătuit, da. Am lucrat ca un nebun și am făcut o mare greșeală. Unde-i bunătatea lui? Dragii mei, Saul moare cu toate îndurările nenăscute în viața lui. Așa se termină 1 Samuel. Cu moartea lui, cu toate îndurările nenăscute. Sunt câteva exemple. Șansa pe care Dumnezeu o dă prin David este incredibilă. Este incredibilă. Și când te uiți la scara asta și te zici ce s-a întâmplat cu Saul, pentru că îndurarea s-a născut, întoarce-te, am lucrat ca un nebun, am păcătuit, îmi pare rău, a început să plângă. Toți soldații l-au văzut, tot poporul a văzut, ambele situații. Dragii mei, ce se întâmplă este că niciodată îndurarea nu devine bunătate. Iar pe deasupra, scara se transformă într-o scară a înfrângerilor și toate celelalte sunt imposibile. Pentru că nu poți urca de pe o treaptă pe alta până când n-ai rezolvat problemele. Da? Și noi ne frământăm în foarte multe domenii cu toate lucrurile astea. Și când te întrebi unde a fost împotmolit Saul pe prima treaptă, Dumnezeu a dat harul 38 de ani, l-a așteptat. 38 de ani. După 38 de ani, o zis destul. Aproape 40 de ani. La 2 ani după domnie a fost lepădat, aproape 40 de ani. Dar dacă mă întorc înapoi, smerenie, niciodată. Blândețe sau ieșirea din competiția afirmării de sine, ferească Dumnezeu. Nici măcar nu s-a putut gândi la ea. Pe urmă, îndelungă răbdare, îndelungă răbdare cu ce? Îndelungă vrășmășie, probabil, îngăduință, deloc. Iertare, pace, niciodată. Și de aceea, toate acestea au devenit imposibile pentru David, pentru Saul, pentru că n-a reușit să lase îndurarea aceea pe care Dumnezeu, aproape cu cleștele, să o scoată din el prin cele două atitudini ale lui David, două evenimente narate de... Dacă ne gândim la posibile ispite ale lui David în toată povestea asta, pentru că ați văzut... Dacă am reușit să urc pe prima treaptă, vine repede mândria. Vine foarte repede mândria. Pentru că dacă mă gândesc doar la cuvintele Domnului Iisus, la pilda Lui cu vameșul și cu fariseul, versetul 16. Când a sfârșit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis, glasul tău este fiule David. Și Saul a ridicat glasul și a plâns. Da. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, acum, nedreți. Asta putea să o zi Saul. Dar imaginați-l pe David, după ce dă ulciorul și sulița a doua oară, să meargă mai departe Dumnezeul. Eu îți mulțumesc că nu sunt ca și ucigașul acesta. Wow! Și citește mai departe. Hrăpăreți, nedreți, prea curvar sau chiar ca vameșul acesta. Ca vameșul acesta, da? Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Mândria merge înaintea căderii, victoria
la înfrângere. Victoria va deveni o înfrângere, pentru că mândria, dragii mei, este cel păcat luciferic care a mijit în inima lui Saul și a adus după ele toate celelalte, invidia, ura, frica, uciderea, da? Uciderea. În 1 Corinteni, capitolul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, Davide, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Mijlocul de a birui ispita mândriei este să te grăbești repede pe treapta următoare, să dezbraci orice pretenții, să lași smerenia să-ți umple inima, să zici: nici eu nu sunt mai bun ca alții. Este harul lui Dumnezeu. Și în momentul acela, mândria trebuie să retragă, dragii mei. Dacă ai impresia că ești buricul pământului și că nu este altul ca tine, de acolo încolo dracul știe să își facă lucrarea. Uitați-vă ce spune Pavel: prin harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă o părere mai înaltă despre sine decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Știi, când te crezi prea bun, mai deschide puțin internetul și lasă prostiile și uită-te la imenșii oamenii lui Dumnezeu, uriașii pe care Dumnezeu îi are peste tot în lume, și te faci mic și zici: wow, ce mare om are Dumnezeu în altă parte. Dumnezeu mi-a dat harul să întâlnesc astfel de oameni, dragii mei, la care nu voi ajunge nici la degetul cel mic al picioarelor lor. Dar Dumnezeu m-a așezat unde m-a așezat, sunt ce sunt și alții sunt unde sunt și Dumnezeu i-a așezat. E treaba Lui, dragii mei, cum organizează lucrurile. Să aibă simțiri cumpătate potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Smerenia se naște în prezența lui Hristos. Se naște în prezența lui Hristos și când mă uit la Hristos se întâmplă două lucruri. Încep să văd cine este El. Și de ce zic smerenia se naște în prezența lui Hristos? Pentru că singurul pe planeta aceasta, căruia nu-i poate băga nimic, nimeni de vine, în care locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, toate comorile înțelepciunii și științei sunt ascunse în El, prin El au fost făcute toate și toate se țin prin ființă. Spuneți-mi, dacă eu trebuie să devin ca El, cât mă văd în prezența Lui? Nici măcar cât un purice, da? Și atunci, de unde mândrie? Mândria se naște în prezența altora, când mă compar cu alții. Dar smerenia se naște în prezența lui Hristos. Și acolo văd și cine sunt și ce ar trebui să fiu. Și cine sunt și ce ar trebui să fiu. Observați șansa pe care a ratat-o Saul. Când erai mic în ochii tăi, Dumnezeu te-a înscampărat. Când erai mic în ochii tăi, ce s-a întâmplat? Aha, că ești de la umăr în sus mai înalt ca toți și mai frumos decât toți tinerii din Israel? Well, n-ai muncit deloc, nici pentru una, nici pentru asta. Codul genetic și binecuvântarea Domnului au făcut lucrurile astea. Ce avem să nu fi primit, întreabă Pavel? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Și eu cred că doar așa putem porni în susul scării. Și ar trebui să mă opresc aici, că e 20:31. Nu știu dacă mai sunt întrebări. Da. Legat de conduită, întreabă Pavel, legat de conduită și caracter, care l-ați specificat pe ecran, putem împlini toate acestea și fără să avem dragoste? Ce-i dragostea, Pavele? Spuneam, data trecută vorbeam despre darurile Duhului Sfânt și am zis, darurile sunt niște vase, iar conținutul interesează și conținutul este dragostea. Și de aceea e capitolul 13 acolo. Dar dragostea este doar, zice, legătura desăvârșirii, cu alte cuvinte, toate fațetele iubirii sunt acolo. Dragostea este și tot ce se spune despre ea. Și eu cred că dragostea adună îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare, pace. Legătura desăvârșirii, cele care le mănunchează, este dragostea.
Și dacă dragostea este Dumnezeu și Dumnezeul prezent între noi este Duhul Sfânt, nu, fără Duhul Sfânt nu putem avea nimic din toate acestea. Și de aceea, prin eforturile mele, nu o să fac cum... Uitați-vă la Saul. Când l-a părăsit Duhul lui Dumnezeu și a venit Duhul necurat, lacrimile, pocăința, recunoașterea, toate astea nu l-au ajutat. Au ajuns în Roman, capitolul 7, de la 14 la 24. Și cred că acolo, când, înainte să arunce în sabia lui, în propria lui sabie, ca să împlinească ce au spus arătările acelea, o fi zis, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? I-au tăiat capul, i-au atârnat trupul pe zid și au venit niște viteși și l-au îngropat. Și David le-a mulțumit. Ultima întrebare de la Gabriel Bradea. Am înțeles unde s-a frânt procesul sfințirii în viața lui Saul, dar în viața credinciosului nou testamentar, unde este probabilitatea frângerii? În sfera învățării sau a pastoralei? Asta conform Efeseni 4:11. Acum ar trebui să definesc cel puțin cele două sfere ca să pot să judec între ele. Și atunci, dacă aș lua sfera învățării și rădăcinile pomului roditor, cine ești, Doamne? Și asta are de-a face cu informația corectă pe care o adun și înțelegerea corectă a Bibliei. Dar pe urmă, sfera pastoralei și a evangelizării vorbesc despre ce vrei să fac. Ce vrei să fac înăuntru, ce vrei să fac în afară. Cu alte cuvinte, sfera se frânge totdeauna între caracter și conduită. Dacă caracterul nu se manifestă, acolo vine pericolul. Și în ultimă instanță, eu pot ști multe, dar în ultimă instanță, ceea ce știu se manifestă în afară și acolo e problema. E una să vorbești, alta să trăiești. Și atunci acolo avem nevoie unii de alții. Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, observați, la dragoste, și nu la gânduri și teologie extraordinare și dispute teologice, ci la dragoste și la fapte bune. Ori dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, acopere totul, crede totul. Dragostea este manifestarea în relații a acestor adevăruri lăuntrice, care, dezbateri lăuntrice care le-am în durare, smerenie, îndelungă răbdare și iertare. Dar imaginați-vă că am ajuns până pe ultimul fuștei, iertare și pace. Zice, te-am iertat. Well, foarte ușor poți zice, te-am iertat. Dar în limba mumii mele zice, mi-a rămas încărcat ficatul. Da? Ficatul e pe partea dreaptă. Mi-a rămas încărcat ficatul. Cu alte cuvinte, ori de câte te văd, îmi vin în minte toate lucrurile. Și nu mă pot uita în ochii tăi, nu pot să te îmbrațe, nu pot face pasul mai departe cu tine. Și atunci întrebarea este, cum m-am? Când Iosif își iartă frații și Iacov moare, frații lui vin și gat cu fața la pământ, zice, tata a zis și Iosif începe să plângă. Ce, sunt eu în locul lui Dumnezeu? Ori ca să poți ierta cu adevărat, trebuie să crezi în suveranitatea lui Dumnezeu, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc. Singura mea datorie este să-l iubesc. În rest, e treaba lui cum le orchestrează și când o face. Dar dacă eu stau legat de el, el este destul de tare să ia orice lucru și să-l aducă spre binele meu, să mă modeleze. Dacă ați întreba, toată această alergare a lui David și fuga de Saul, nu putea Dumnezeu să o evite pentru el? 40 de ani la oi a lui Moise au fost risipiți de Dumnezeu, așa? Nu, dragii mei. Erau cele mai importante momente de formare. David n-ar fi fost împăratul care a fost dacă n-ar fi fost vremea asta de alergat. De-aia Dumnezeu l-a ținut pe Saul, pe tronul lui Israel, să-l modeleze pe David. Era doar un băiat de la oi. Și a făcut din el unul cei mai frumoși împărați, un om după inima lui, și a încheiat cu el un legământ. Uitați-vă la rugăciunea lui David după ce Natan îi spune legământul. Este incredibil. Se atârnă de Dumnezeu cam în două mâinile. Zice, Doamne, Tu asta ai zis și asta trebuie să împlinești. Și toți psalmiștii după el, incluzându-l pe el, se țin de legământul acesta de credincioșia lui Dumnezeu. Pentru că ăsta era numele lui. Amin.